O familie întreagă compusă din 6 membri a ajuns în această dimineață la spital după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon. 4 copii și părinții lor au inhalat fum de la o centrală pe lemne. Inițial s-a cerut ajutorul pentru o persoană intoxicată cu fum, dar ajuns la fața locului, echipajul de prim ajutor și-a dat seama că este vorba despre 6 persoane. A fost trimis un echipaj de ambulanță și o auto specială de transport victime multiple. Copiii au fost duși la spitalul Sfânta Maria din Iași, iar părinții la spitalul Sfântul Spiridon. Toți sunt stabili hemodinamic. Apel la 112 de la o familie din Drăgușeni, 2 adulți, părinții și 4 copii care au suferit sincopă, cefalee, stare de rău generalizat în urma expunerii la fum, o instalație de încălzire care scotea fum. A fost trimis echipajul SMURT de prim ajutor și apoi mașina de victime multiple ca să-i preia pe toți cei 6, copiii cu vârste între 14 luni și 14 ani și adulții de 33 și 37 de ani au fost preluați. Starea lor s-a ameliorat de la momentul începerii oxigenoterapiei pe transport. Adulții au fost în unitatea primire urgență a Spitalului Sfântul Spiridon. Diagnosticul a fost de intoxicație cu monoxid de carbon, o formă ușoară pentru că concentrația de monoxid de carbon era de 3%, respectiv 4%, iar copiii au fost duși la urgență în Spitalul de Pediatrie Sfânta Maria pentru tratament de specialitate. După mai multe ore de evaluare și tratament în urgență, cei doi părinți au fost externați și au mers la Spitalul de Pediatrie pentru a avea grijă de cei 4 copii în continuare în relație cu medicii de acolo. Sperăm ca toată familia să aibă o evoluție favorabilă.